Punctaj maxim pentru ministrul culturii Bogdan Gheorghiu și senatorul USR Plus George Mândruță din partea primarului municipiului Fălticeni Cătălin Coman. Mențiunea edilului vizează modul excelent de colaborare cu cei doi demnitari pentru bunul mers al comunității fălticenene. Primarul Coman s-a referit la rezultatele parteneriatului cu ministrul Gheorghiu, dar și la dialogul permanent cu senatorul Mândruță pentru susținerea unor investiții dezvoltate în municipiul Fălticeni. Eu contez pe sprijinul oricărui parlamentar care este de bună credință și care a spus în campania electorală că va face lucruri frumoase pentru municipiul Fălticeni, să facă acest lucru. Săptămâna viitoare am o discuție cu domnul deputat Bogdan Gheorghiu, avem multe proiecte pe cultură care au și început, am avut sprijinul dumnealui încă din anul trecut, urmează să cristalizăm odată și cu buget, odată și cu proiectele și programele Ministerului Culturii, o să încercăm și pe această latură să fim extrem de eficienți. Sunt proiecte culturale, proiecte de reabilitare a unor instituții culturale, muzee, bibliotecă, și pe bani europeni și pe bani guvernamentali și pe buget local. Ministerul Sănătății poate să se implice în completarea acestor proiecte cu proiecte similare care vor face ca într-adevăr lucrurile să fie extrem de eficiente acolo. Sunt lucruri care ar trebui să se întâmple în orice societate normală. Au trecut alegeri, suntem, cum să vă spun, avem același obiectiv, tragem la aceeași căruță, nu contează că doctrina e de partea stângă și doctrina de partea dreaptă, toți vrem același lucru, cel puțin la nivel declarativ. La cel puțin aceste două persoane, doi parlamentari, am găsit înțelegere și aici nu ne-am adunat, nici nu lăudăm pe nimeni, nici nu încercăm să spunem mai multe lucruri decât e realitatea, dar atunci unde lucrurile merg într-o direcție bună, merg spuse și vreau să încă o dată să subliniez relația extrem de eficientă pe care o am atât cu domnul deputat Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii, cât și cu domnul senator Mândruță. V-am spus, am avut discuții și cu domnul senator Mândruță, chiar o discuție extrem de aplicată. Avem o relație foarte bună instituțională, într-adevăr, la doar câteva zile după ce a fost instalat în funcție, a venit la Fălticeni, am avut o discuție, chiar într-o sâmbătă era o discuție în biroul primarului, cu investițiile, proiectele, problemele pe care le avem, la care sunt de competența Parlamentului României și nu vorbim de chestiuni strict locale. Am înțeles. Dar am vorbit despre importanța șoselei de centură, am vorbit despre Spitalul Municipal Fălticeni, construcția pe care o dăm în funcțiune, așa cum v-am spus, și despre celelalte investiții în sănătate pe care ne le propunem, pentru că nu ne dorim să ne oprim aici. Da, o să discutăm. Deschiderea Spitalului Municipal Fălticeni se leagă multe alte obiective, pentru că dorim să continuăm tot ceea ce înseamnă această dezvoltare și această îmbunătățire a calității sistemului medical, astfel încât lucrurile să fie în regulă. Eu întotdeauna am avut o colaborare bună cu parlamentarii. Îmi pare rău că nu am parlamentar sau coleg de partid. Asta este situația. Asta lăsăm mai pe final. Putem să o discutăm oricând. Da. Eu ce am de spus. În orice parte a emisiunii, nu? Lucrurile au început bine și eu sunt optimist. Așa cum am văzut, deschidere și responsabilitate din partea tuturor, că lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine, în beneficiul comunităților, până la urmă, pentru că nu vorbim de persoane, vorbim de cetățeni, cărora le-am promis, cărora trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim și sunt convins că vom face acest lucru.